Moscova nu se dezminte, etalându-și forța dominatoare asupra Crimeei printr-o construcție impunătoare ce unește țărmurile Rusiei și ale regiunii anexată în 2014. Podul Crimeei, capodoperă inginerească ce etalează maestros verdictul clar al suveranității Moscovei asupra acestui teritoriu, s-a bucurat de o inaugurare de prim rang, avându-l prezent pe președintele rus Vladimir Putin. Având o lungime de 19 km, podul a fost traversat de către liderul de la Kremlin la volanul unui camion portocaliu. Conducând convoiul format din camioane și alte autovehicule, Vladimir Putin a deschis circulația pe tronsonul rutier al acestei construcții. Secțiunea inaugurată dispune de 4 benzi, dar impresionanta realizare ce unește peninsulele Taman și Kerch va beneficia și de un tronson feroviar estimat a fi finalizat în aproximativ un an. Cel mai lung pod din Europa a generat cheltuieli de execuție, care s-au cifrat la peste 228 de miliarde de ruble, respectiv 3,7 miliarde de dolari. Promotor al acestui proiect, lansat în februarie 2016, șeful statului rus a atribuit ceremoniei de deschidere conotația de eveniment istoric. Concretizarea magnificului plan arhitectural conturează ambițiile politice ale liderului de la Kremlin, criticile internaționale neîntârziind să apară. Washingtonul și Uniunea Europeană și-au reafirmat sprijinul față de integritatea teritorială a Ucrainei, Kievul denunțând continuarea încălcării dreptului internațional prin inaugurarea podului Crimeei.